Salutare, dragii mei prieteni! Cu voi este Descoperitorul și bine v-am găsit la un nou episod. Când vorbim despre dinozauri sau animale pe care nu le-am văzut în realitate, ne este greu să credem. Dar în acest episod vorbim despre animale create de om prin încrucișări de rase numite hibris. Hai să vedem 10 dintre aceste animale. Mulardul este un hibrid de rață domestică Pekin și rață leneșă. Ele pot fi rezultatea împerechirii masculului de rață leneșă cu femela de rațe Pekin, iar cele mai multe sunt produse ale însămânțării artificiale. Datorită acestui hibrid, reușit să zic așa, în Franța sunt crescute anual peste 35 de milioane de rațe pentru consum de carne, față de gâștele naturale de numai 1 milion. Leoponul este și el un hibrid, rezultat din încrucișarea unui leopard de sex masculin cu o leoaică. Capul animalului este similar cu cel al unui leu, în timp ce restul corpului are asemănări cu leoparzii. Acești hibrizi pot apărea numai în captivitate și este puțin probabil să apară în sălbăticie. Un alt animal hibrid cu dimensiuni puțin mai mici decât catârii, fiind rezultatul dintre masculul cal și femela măgar. Acești hibrizi sunt echine, rezistente și inteligente. Au o durată de viață mai lungă, copite mai puternice și o rezistență mai mare față de cai, rezistență la boli și o durată de viață mai mare decât părinții lor. Falsa balenă ucigașă, de fapt, vine din aceeași familie cu delfinul, numai că sunt extrem de rari. Un singur exemplar de Wholphin există în captivitate și rezultă încrucișarea dintre masculul de falsă balenă ucigașă și femela delfin cu bot gros. Aceste creaturi frumoase sunt descrise ca fiind foarte asemănătoare cu câinii. În timpul jocului, acestea dau din coadă și nu manifestă frică de apă. Pot fi procurate pentru a înlocui pisica sau câinele obișnuit, doar că pisica savanah este extrem de costisitoare și uneori poate fi și periculoasă, având o putere mult mai avansată față de o pisică normală. Animalul Coywolf este un hibrid dintre un lup și un coyot, pe care îl poți întâlni destul de des în sălbăticie. Se întâmplă atât de des încât toți lupii roșii au ADN de coyot în ei. Nu este încă foarte clar dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza intruziunii oamenilor pe spațiul lor natural sau dacă lupii roșii au fost mereu hibrizi. Un alt animal care rezultă din încrucișarea a două genuri din aceeași familie sunt ovine și caprine, adică oaie și capră. Are față de oaie, dar picioarele și urechile de capră. Nu e chiar atât de frumos. Cred că cei care se ocupă cu crearea de specii noi, uneori fac experimente aiurea. Zebroid este numele generic oferit tuturor hibrizilor de zebră. De multe ori, atunci când se încrucișează zebrele, se dezvoltă o formă de nanism, creșterea diferitelor ramuri ale familiei echine, care nu se produc în sălbăticie, ci are drept urmare infertilitatea puilor. Arată ca o zebră, dar mică, adică dimensiunea unui măgar. Mai degrabă ea spune zeb măgar. Este rezultatul împerecherii dintre un jaguar și un leu. Un astfel de exemplar trăiește la grădina zoologică Altiplano din San Pablo Apetlan din Mexic. Spre deosebire de alți hibrizi, aceștia nu au defecte genetice și pot avea o viață lungă și fertilă. Arată ca un tigru, doar că în loc de culoare portocalie a pielii, este culoarea neagră. Arată înspăimântător. Iar pe locul întâi este Ligerul și este rezultatul prin împerecherea unui leu mascul și a unei femele tigru. La mascul, coama se dezvoltă târziu și este mai scurtă decât la lei. Singurele exemplare existente trăiesc în captivitate și sunt rezultatul intervenției omului. Este foarte improbabil apariția în natură a unui astfel de hibrid. Singurul loc unde le aveți să-l întâlniți este în grădina zoologică. Sunt cele mai mari pisici din lume. Hercules este numele celui mai mare liger non-obez din lume și cântărește peste 410 kg. Cam atât în acest episod, sper că v-au plăcut aceste animale și ați aflat ceva nou. Mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până mâine când ne vom auzi într-un nou episod, aveți grijă de voi. Pa!